pentru gemeni pe data de 23 la octombrie la ora 7 și 20 de minute cu aproximație s-a intrat în zodia Scorpion cu soarele și Avem la locul de muncă și în carieră folosirea mentalului, a gândirii la începutul perioadei, posibilitatea de a munci bine, de a fi preocupați de probleme mistice uneori, răbdare, tact, relații bune de parteneriat. Între 27 și 31 octombrie, sacrificiile făcute la locul de muncă sunt unele secrete legate de sănătate sau dorințele de schimbare. Pot să apară și stări de indecizie, iarăși nu se poate folosi prea bine mentalul și intuiția. Poate să apară situația unor neplăceri în călătorii, a unor pierderi uneori și mare atenție la încheierea unor contracte, la termene, relațiile pot fi oricum mai tensionate și vitalitatea poate mai scăzută. În 28 octombrie avem la ora 23 și 23 de minute o lună plină care coincide și cu eclipsă parțială de lună. Aceasta aduce tensiuni, aduce schimbări, este vorba de implicarea unei axe a resurselor, a finanțelor obținute la locul de muncă și, pe de altă parte, o axă care implică pasiunea, secretele și chiar sacrificiile. Există aici. Tendința de a avea mai mare grijă de resursele familiei, de a-i proteja pe cei dragi, vitalitatea însă poate să fie ceva mai scăzută, pot să apară tensiuni date de schimbări care apar pe zona de resurse și bunuri materiale, stări de nehotărâre, unor conflicte și emoții. Vitalitatea poate să fie, așa cum am spus, un pic mai afectată și trebuie să se echilibreze timpul și resursele acordate pe de o parte familiei, pe de altă parte carierei. În 29 octombrie vorbim de ceea ce pentru voi reprezintă până la urmă fericirea, posibilitatea de a apărea schimbări, stări de indecizie, stări în care tinde să vă arătați autoritatea unor să. Yes, Vă manifestați, mai uh, autoritar cu cei din jur, uh, putem vorbi și de relații un pic mai agitate, uneori riscuri de pierdere în zona de contracte sau de speculații financiare. Trendul acesta se menține până la sfârșitul acestei luni. Uh, aceste steri uh, care pot să aducă instabilitate, uh, posibilitatea de a. Nu avea profunzimea necesară în a lua poate unele decizii, și până la urmă un lucru foarte bine aspectat în această perioadă posibilitatea de a putea transmite cu ușurință informații și de a le utiliza.